Tot mai multe scheme de escrocherie apar în ultima perioadă. Doar anul trecut, aproape 120 de persoane au căzut în plasa scenariului cu o pretinsă rudă implicată în accident, fiind prejudiciate cu aproximativ 18 milioane de lei. Aseară, în platoul emisiunii Moldova Gândește live de la TV8, s-a discutat despre cum să depistăm un escroc, cum trebuie să acționăm atunci când persoane străine ne cer bani sau datele cardului și pe cine trebuie să anunțăm atunci când suspectăm că suntem victimele unei ilegalități cazuri înregistrate au fost 119 pe parcursul anului 2023, suma fiind de circa 18 milioane. Suma pagubei pricinuită victimilor a ajuns la cota de 18 milioane lei. Șeful Direcției Investigației Criminale al INI se referă la prejudiciul adus oamenilor care au căzut în plasa escrocilor denumită Ruda implicată în accident. Fenomenul a luat amploare în 2023. Oamenii sunt sunați și anunțați că o persoană apropiată a fost implicată în accident și că pentru a scăpa de pedeapsă are mare nevoie de bani. Specialiștii spun că escrocii speculează pe starea de stres și panică în care intră victimele atunci când primesc astfel de informații. Într-adevăr, oamenii uh, devin foarte sensibili când vorbim de rude, de copii, de părinți. Uh, cumva, uh, rațiunea s-ar deconecta un pic pe o perioadă scurtă și fraudsterul îi ține în panică continuă, deci el nu reușește să realizeze absolut nimic. Potrivit oamenilor legii s-au amplificat și alte scheme de escrocherie. Una este cu pretinși avocați din străinătate care îi anunță pe mulți prin mesaje pe rețelele sociale că o rudă îndepărtată le-ar fi lăsat o avere impresionantă. Mi s-a zis dacă ruda este decedată, a trecut mai mult de jumătate de an, că eu sunt avocatul și încerc acum să, să fac ceva pentru dumneavoastră, vorbim acolo de o sumă de câteva sute de mii de euro. Triggerul la care reacționează oamenii, de fapt, este o sumă mare de bani. Da? Cine nu-și dorește din senin să devină milionar, să fie asigurat. Au apărut suspiciuni de escrocherii și în cazul recensământului. Săptămâna trecută, Biroul Național de Statistică și Poliția anunțau că sunt șarlatani care se dau drept recenzori și le cer oamenilor datele bancare. Totuși, șeful Direcției Investigații Criminale a declarat aseară platoul Moldova gândește live că oamenii legii nu au recepționat deocamdată nicio sesizare în acest sens. Au fost semnale, cineva a transmis cuiva că a fost anterior recenzorul și a transmis datele sau a fost, a fost telefonat de un recenzor, dar lucrurile astea la moment nu și-au găsit confirmare, adică nu avem cazuri respectiv registrate. Prima recomandare a specialiștilor în cazul în care ați fost sunat de un escroc este să încercați să vă păstrați calmul, să analizați situația, iar dacă mesajul primit vizează vreo rudă sau orice persoană cunoscută, să o sunați pentru a verifica informația. Iar dacă nu se confirmă, alertați neapărat poliția la numărul unic de urgență 112.